Autoritățile dintr-o țară din Europa au hotărât să pună la dispoziția cetățenilor săi o a patra doză de vaccin. Astfel, aceasta devine prima țară europeană care introduce un al doilea rapel. Totuși, Agenția Europeană pentru Medicamente atrage atenția asupra acestui fapt, exprimându-și îngrijorarea cu privire la întrebuințarea actualelor vaccinuri anticovid ca a patra doză. Autoritățile daneze au anunțat miercuri 12 ianuarie că vor pune la dispoziția cetățenilor o a patra doză de vaccin anticovid în cursul acestei săptămâni. Decizia guvernului face ca Danemarca să devină prima țară europeană care introduce un al doilea rapel. Severinenii, întrebați ce părere ar avea de un al doilea rapel, au avut păreri împărțite. Nu. A treia am făcut-o. Am făcut a treia doză, am făcut-o, a patra nu mai fac. Nu. Dacă și ăștia medicii spun că prea multă imunizare duce la alte sechele, n-are rost. Ce să zic, domnule, facem câte e nevoie, dar eu știu dacă facem bine sau rău. Deci noi facem câte spune ăștia, că n-avem ce să facem, bine că nu suntem bolnavi așa că... Momentan, guvernul danez nu a decis dacă va oferi cea de-a patra doză și bătrânilor. Anunțul autorităților daneze de a pune la dispoziția populației țării o a patra doză de vaccin vine în contextul în care parlamentarii au decis să reducă restricțiile la sfârșitul săptămânii, întrucât ratele de spitalizare și decesele s-au stabilizat chiar dacă numărul de cazuri este în creștere. Nici vaccinul eu nu fac și nici nu sunt de acord nimeni să facă. Vaccinul e infectat. Păi o să apară și a 5-a, și a 6-a, până la urmă o să ne tatuăm. Considerați că trebuie să le facem? Adică, dumneavoastră, ce părere aveți legătură cu vaccinul? Consider că vaccinul e numai pentru cei care nu vor să aibă repercursiuni grave sau să moară. În rest, nu văd nicio relevanță, că și ei infectează, se infectează și ei. Danemarca a înregistrat peste 1 milion de infectări cu COVID-19, aproximativ 90% dintre acestea fiind raportate în ultimele săptămâni, pe fondul răspândirii Omicron, tulpina raportată în Africa de Sud, care a depășit Delta.